Aflăm pe râul Șușița Verde. Este situat în județul Gorj, mai exact în amonte față de localitatea Stănești. O să fac o montură simplă cu o vargă de 5 metri, un fir monofilament și o să pun două sau trei muște artificiale. Este destul de limpede râul și mic. A fost ceva secetă. Și imediat o să vă prezint și montura. Deci o să leg muștele undeva să funcționeze cam pe la jumate. Cam pe la jumatea bățului. O plută pentru semnalizare o să o pun. Nu o să o las să acționeze pe pelicula apei. Ca un semnalizator să văd când se oprește firul. Nu vreau să folosesc toată lungimea firului, adică cât e varga de 5 metri, ca să-mi fie ușor să pot să o pun pe sub crenci. O să folosesc un nod pentru prima muscă dinspre vârful vergii. O să folosesc un nod teu, se numește. Cam așa sunt muștele. Da. Și cam la jumate de metru. Adevă. Cam asta e montura. Să vedem dacă avem ceva activitate. Deci pluta nu o țin deloc pe apă, pe pelicula apei, o țin deasupra și las muștele să evolueze natural în apă. Pluta o țin doar ca un semnalizator. Op, cred că am avut ceva în păstră. Este un păstrăvior.
Ce rău e. Este un păstrăv indigen, are un colorit foarte, foarte frumos. În momentul în care se agață, se simte foarte bine în vârf. Dacă pluta nu semnalizează, de obicei semnalizează pluta, se oprește brusc. Se oprește brusc într-un loc și dacă nu se vede la plută, simțiți în vârf oricum. Este tot un păstrăv Indigen. S-a dus. Și în momentul în care prind un păstrăv, închid un element, pentru că v-am zis, am lăsat firul mai scurt decât lungimea bățului. Asta doar ca să pot să manevrez ușor printre creci. Sunt foarte multe crenci lăsate. Dacă ar fi toată lungimea, ar fi mai greu să lansez. Mai prins unul. Am băgat sub o piatră. Stă foarte, foarte bine în curent. Destul de frumos. Ce frumos este. Tot un indigen. Asta s-a eliberat. Nu e nicio problemă. Oricum aș fi eliberat. O să urc să vedem ce locuri sunt și mai sus.
A scăpat. A scăpat. Am scăpat doi din locul ăsta. Op, l-am avut iar. Extraordinar. O trăsătură. Nu s-a agățat. Să dau adâncimea mai... Să dau pluta puțin mai sus, pentru că este foarte adâncă. Este destul de adâncă toaia asta și nu cred că evoluează destul de jos muștele. Hop, l-am luat. L-am luat. Și e frumos. Un păstrăv. Sunt foarte bătăioși. Foarte bătăioși. Uitați ce gură mare are.
Hop, l-am luat. L-am luat. Foarte energici. Hop. S-a dus. Ei de obicei stau în, ori în coada toii, ori în capul toii. Acum l-am prins din capul toii. Și avantajul la când pescuiți la muscă este că puteți să pescuiți în zone cu vâltoare. Este puțin probabil să se agațe nimfele sau muștele. Dacă am pescuit cu linguriță sau mai știu eu ce momeală, chiar și naturală, n-am avea... Op, am avut iar un rateu. N-am avea atâta... N-am pescuit cu atâta eficiență ca cu muștele. Dacă aș lăsa pluta pe apă, cu siguranță n-ar evolua la fel. Ar merge prin apă mai mult târâte. Așa, ținând pluta sus, ele evoluează destul de natural. Cam asta a fost ieșirea la păstră de astăzi. Sper că v-am făcut poftă de o ieșire în natură. Eu vă salut și numai bine vă doresc. La revedere!